Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 30 martie, joi. Începem cu cardul zilei. De data aceasta am selectat pachetul de cărți intitulat Ancient Wisdom, Înțelepciunea străveche. Iar cartea etalată este o carte foarte interesantă. Poartă numele Water și subtitlul Emotions, adică apă și emoții. Apa în astrologie este elementul cel mai profund, empatic, cel mai intens emoțional. Apa simte și din acest motiv să știți că în astrologie cel mai greu este să interpretezi, să analizezi fie tranzite pe semne de apă, fie să analizezi semnele de apă, rac, scorpion și pești, pentru că au o putere foarte mare de a prelua emoțiile celor din jur și ajungi să te întrebi dacă oamenii respectivi au emoțiile lor în subiectul pe care vor să-l analizez sau fac o proiecție a emoțiilor altora. Iar când sunt tranzite, evenimentele sunt atât de profunde și intens emoționale, încât e foarte greu să faci o predicție fără să lezezi pe cineva. Și uite că această carte extrasă astăzi, Emotions, vorbește despre faptul că încercăm să ne ascundem emoțiile și trăirile în fața celorlalți atât de mult și atât de intens și atât de serios luăm treaba asta în vizor, încât ajungem să ne mințim pe noi înșine. Și ne avertizează că într-o chestiune delicată, astăzi trebuie să spunem ce simțim, ce gândim, ce părere avem, să fim onești în primul rând cu noi și apoi cu cei din jur, evident. Dacă alegem să băgăm capul în pământ și să aplicăm politica struțului, adică nu știu, nu vreau să aud, nu vreau să văd, nu cunosc, rezultatul nu va fi unul bun, ci dimpotrivă va conduce și la mai multă confuzie, la și mai multă zăpăceală și neclaritate în deciziile și acțiunile noastre. Prin urmare, e bine să ne manifestăm emoțiile, aceasta ne zice cartea, asta este îndemnul cărții, și să exprimăm ceea ce simțim, ceea ce trăim cu dezinvoltură, fără nicio ezitare. Din punctul de vedere al astrogramei, astăzi berbecii trebuie să lucreze foarte mult cu emoțiile lor și atenție, puteți avea un conflict fie cu un partener de afaceri, fie în dragoste, în relațiile voastre. E foarte important să vă păstrați nervii, calmul sub control. Taur. Astăzi, taurul poate să obțină niște bani, poate să facă o afacere profitabilă sau poate să se bucure de un câștig, de o plată, de pe urma unei activități pe care a făcut-o în trecut. Este o zi extrem de bună pentru tauri, pentru a consolida relații și parteneriate și pentru a negocia afaceri sau a semna contracte care vizează fie imobile, fie autovehicule, fie pământ. Deci contracte care implică un obiect de valoare. Gemeni. Astăzi gemenii trebuie să aibă grijă, în primul rând, la manifestările emoționale. Vă este frică de ceva, vă imaginați că vine o apocalipsă. Dar să știți că, de fapt, apocalipsa e mai mult în capul vostru, nu este în realitate. Viața își poartă drumul, merge pe drumul ei, merge pe direcția ei prestabilită și tot ceea ce se întâmplă în jurul vostru este conform planului și agendei divinității. Cu cât încercați să opriți asta, sau cu cât cădeți pradă mai ușor emoțiilor negative, automat planul, desfășurarea evenimentelor se intensifică și poate conduce la conflicte majore. Deci e foarte important să fiți îngăduitori cu voi, să fiți puțin mai relaxați și încercați să adoptați o atitudine de vedem și facem, văzând și făcând. Nu planifica ce o să fie peste o săptămână astăzi, pentru că lucrurile aici se vor bulversa de la oră la oră.
poate în bine, poate mai puțin bine, dar lasă-te în experiența evenimentelor. Ești o zodie care se poate adapta ușor la schimbări. Rac. Astăzi racii trebuie să aibă puțină grijă la sănătate, mai ales afecțiunile cronice s-ar putea să-ți dea bătăi de cap. Încearcă să stai cât mai calm, cât mai liniștit, pentru că dacă nu tratezi cu responsabilitate și seriozitate respectiva afecțiune sau criza respectivă, să știi că poți să ai parte de probleme mult mai serioase ulterior cu zona de sănătate. Apoi, astăzi, joi, este o zi bună pentru raci să lucreze la un proiect pe care l-au început de ceva timp. Nu este o zi bună să începi lucruri noi, în schimb să finalizezi, să verifici, să faci revizia finală, recapitularea finală, e o zi foarte bună pentru că vei identifica cu foarte mare ușurință problemele din proiectul respectiv sau dacă au fost comise erori. Leu. Astăzi, lei, aveți o zi nu proastă. Ar fi incorrect să spun o zi proastă. Aveți o zi în care toată lumea în jurul vostru e nervoasă și nebunește. Și voi o să stați, știți cum o să fie, exact ca în desenele animate sau în filme, când personajul principal stă în centrul unei furtuni și furtuna se învârte în jurul său. Se învârte și se învârte și se învârte. Exact, aceasta este și situația voastră, pentru că evenimentele scapă de sub control, mai ales în relația cu autoritățile, cu partea juridică sau cu în privința unui contract sau a unei asocieri. Complet de sub control scapă și toți din jur își manifestă mai degrabă frica, dezorientarea și lipsa de concentrare. În astfel de situații, știți cum se spune, în țara orbilor, surdul e rege. Eu ți-aș sugera, ai două variante. Eu am să ți le spun pe amândouă, după care spun ce ar fi mai bine pentru tine. Prima variantă e să preiei controlul situației, să spui gata, ne aliniem, facem, dregem, că lăsați pe mine. Varianta numărul 2 este, lasă-i pe ei să-și spargă cap. De data asta îți spun, lasă-i pe ei să-și spargă capul, pentru că dacă te implici, oricum o dai, situația este atât de confuză și atât de complicată încât vor exista nemulțumiri și nemulțumiți. Și știi cum e? Buturuga mică răstoarnă carul mare. Salvezi 10 oameni și unul îți face reclamație din al 11-lea. Și tot ce ai făcut tu și tot ce ai încercat se duce pe apa sâmbetei. Deci, lasă-i pe oameni să-și trăiască experiența și imaginează-ți, puneți întrebarea, dar dacă n-aș fi eu în context, dacă n-aș fi fost pe aici, ce făceați? Și vă zici de ale tale. Fecioara. Astăzi fecioara trebuie să aibă grijă la relația de cuplu sau la oamenii cu care interacționează, pentru că e un risc ridicat de conflict cauzat de maniera în care vorbești sau abordezi o situație. Este o zi în care nu rulezi la capacitate maximă emoțională și de aici poți să faci erori serioase în felul în care comunici și în maniera în care explici lucrurile. Deci, iar o proastă înțelegere poate conduce fie la ruperea unei prietenii, asocieri sau relații, fie la o ceartă zdravănă. Deci stai cât mai calm. Balanța. Astăzi balanța are vești bune din străinătate sau legate de un nou loc de muncă sau legate de o poveste de iubire. E o zi foarte bună pentru balanțe, o zi intensă în care muncești, alergi și te consumi, dar rezultatele sunt extrem de satisfăcătoare. Și dacă vrei să-ți planifici o ieșire, o escapadă din oraș în weekend, fă-o astăzi pentru că ziua e atât de bună încât o să aducă noroc
plecării respective sau vacanțe respective. Planifică astăzi ce ai de făcut în weekend. Scorpion. Astăzi, scorpionii au o zi în care emoțional vor fi extrem de ușor de iritat. Ai să te enervezi numai din faptul că cineva respiră în jurul tău sau din faptul că auzi o ușă trântită. Mai ales femeile scorpion astăzi sunt cu nervii în băț, dacă pot să spun așa. Și încearcă să te ponderezi, pentru că reacțiile astea nu fac bine relațiilor tale și colaborării cu cei din jurul tău. Nu este o zi în care să-ți recomand să semnezi sau să iei decizii importante privind contracte și astăzi o femeie s-ar putea să apară promițându-ți mare acusarea despre cum să faci bani ușor. Poate să te bage în un sistem de ăsta piramidal, să faci, nu știu, să vinzi ață și să faci mulți bani de pe urma ației. Nu prea este așa. Fii prudent că te bagi într-o chestiune care o să-ți ocupe timp, răbdare și o să te facă să pierzi bani, nu să-i câștigi. Săgetător. Astăzi, săgetătorul, știți cum e, moare cu dreptatea în mână, glumesc. Confruntarea cu adevărul. Tema zilei este despre, uite, ne aflăm într-o situație complicată, emoțional, financiar, relațional, poate. Și cu unde ne aflăm? Hai să vedem ce soluții avem. Dar ca să găsești soluția, astăzi tu trebuie să te confrunți cu un adevăr, fie că îți place, fie că nu-ți place. Și chiar dacă este dureros și chiar dacă este neplăcut, pentru că niciodată nu-ți face plăcere să fii criticat sau să auzi ce e bine și ce nu e bine despre tine, dă-le și celorlalți dreptul să-și exprime părerea, să-și spună opinia. Chiar dacă nu urmezi ce zic ei, dar măcar ai o altă perspectivă și poate te ajută să găsești un răspuns sau o soluție la o situație complicată. Capricorn. Astăzi capricornii fac bani, găsesc o soluție în care să facă niște bani și au o zi foarte bună în dragoste, în afaceri sau în studiu. Dacă vreți să studiați ceva, dacă vreți să învățați ceva nou, ziua de astăzi este o zi foarte bună. Astăzi, Capricornul trebuie să aibă grijă la relația cu o femeie mai în vârstă, se poate deteriora, puteți ajunge la un mic conflict, nu vă doriți asta, așa încât poate ar fi bine să tăceți din gură. Vărsător, astăzi vărsătorul are chef de libertate, dar atenție că libertatea asta trebuie foarte bine gândită, pentru că libertatea pe care tu ți-o dorești se manifestă la serviciu. Fie vrei să fii tratat altfel, fie vrei să aduci un suflu nou într-un sistem care nu e pregătit și tu ai să fii considerat nebunul, bufonul, ciudat și vei da naștere la o mulțime de comentarii pe tema ta, tocmai pentru că oamenii sau sistemul în care ești nu e pregătit pentru viziunea ta. Și atunci, știi, era un citat care spunea că Leonardo da Vinci este un geniu care s-a trezit mult mai repede, mult mai devreme decât semenii săi din epoca sa și când a privit în jur, toată lumea adormea. Același lucru și cu tine de această dată azi. Dacă vezi că nu poți să-i convingi să urmeze calea ta, viziunea ta sau măcar să o înțeleagă, încearcă să găsești oameni care seamănă cu tine. Soluția e simplă. Pești. Astăzi pești află de niște bârfe, niște discuții și ție ți se par foarte interesante la început, dar ai să vezi că îți consumă foarte mult timp și o să fie extrem de obositoare, așa încât îți recomand nu-ți mai cheltui energia și cheful de viață ascultând toate bazaconiile celor din jur. Bun, afli că Xulescu iar o poveste cu Y. Și ce dacă? Crezi că viața ta devine mai frumoasă sau mai urâtă dacă afli asta? Nici vorbă. Deci,
Stai departe de bârfe, de povești neproductive. Tu ai treabă, vine weekendul, ai să te distrezi cu prietenii și familia. Tu ai alte lucruri pe cap, nu ai timp să asculți prostiile altora și mai ales după asta există riscul să fii acuzat că ai făcut echipă cu cei care bârfeau. Deci nu-ți dorești complicații. Și nu crede nimic din ce auzi astăzi la capitolul zvonistică, pentru că este un mare balon de săpun, e o mare minciună. Deci nu pune la suflet toate prostiile și minciunile pe care le zic astăzi cei din jur și legat de serviciu, și legat de relații, și legat de informații de orice natură, pentru că nu vor fi corecte. Dragii mei, un horoscop pentru o zi mai complicată astăzi puțin. Asta e, avem și zile de astea. Dacă vreți să fiți la curent cu activitatea mea, apăsați butonul subscribe. Și să ne vedem și mâine la un nou horoscop. Sper să aduc și vești bune pentru toate zodiile. Pe mâine!